Mafia de la Edinții puternică grozav. Comisarul este creșa narcoci, atât o zhavarlu și atât este. Ici de-am mă săturat să-l spun și să-l strig. Și măcar v-ați mă denjicat, v-ați mă închidă pe mine, v-ați fac ei ceva. Și am sunat la Ministerul de Interne, iar din nou le-am făcut asta. Înseamnă că groapa asta de var care a fost înștiințată, cu grip Gheorghe, tu ai pus microfonul, de-am gata, da? Da, înregistrăm. Înregistrăm. Am făcut înștiințare la groapa asta de var, că este o groapă foarte mare și omul ăsta este un om, un mafios, care el de pe băncile școlii fură, distruge natura, poluează aerul și se îmbogățesc. El a strigat, că noi să-i faci nimica, strigă, el spune că băietul ăsta spune, Grip Gheorghe spune că eu am legătură cu poliția și cu procuratura și noi să-i faci nimica. Într-adevăr, asta așa și este. Așa și este, fiindcă eu am făcut înștiințare, groapa asta de val, să facem o comisie, să facem o comisie împreună, să asist și eu la această comisie, să verificăm câtva iese dintre acesta cuptor. Fiindcă mie poliția ne-a spus, poliția nu știe sau nu vrea, înțelegi, că nu știu ce poliție avem noi de academie, spune, e că din groapa asta de var, dacă ieși vreo 3 toane de var bun, apă-i bun, înțelegi. Da, în loc de 70 de toane de var, dacă se scoate de acolo și poliția îi spune ei de 3 toane, 4 toane, și eu pentru asta le-am scris lor, înștiințare le-am făcut, la fiecare pas le-am făcut și am rugat toată vremea, de când s-a început vărăria asta, ca să fie o comisie organizată, să venim să ne verificăm la arterea Vadlu. Când l-a scos la arterea Vadlu, să meargă prin cântari, dacă are documente neajuns, de ajuns. Ce am constatat eu aici? Când vărăria e gătit de ars, am făcut înștiințare că acolo e oameni cu oameni care lucrez. Eu nu lucrez singur și eu nu pot să alerg din capul ăsta de sat și 3 km, 2 km cu ele la pădure acolo, dar m-am înștiințat. Domn Petrovici, iată, îndisară, era oarele, eu undeva 6-7, am făcut înștiințare. Două mașini date la, ca să încărce mașinile cu var. De acolo. Teoria era stat să încărce. Acum poliția a venit la mine și ca să stea de vorbă cu mine, să mă ții, să mă reții sau și eu i-am trimis de urgență pe dânsul la pădure acolo și pe urmă să voi da explicații. Când s-au dus sub pădure, gata, pentru că iau legătură cu mafia, cu colesnic Victor, este șeful de post numărul 5 de la Fetești și el are tot legătură cu mafia asta și când s-au dus ei acolo, mi-au scris că nu-i nici o mașină, nu este nimic acolo. Groapa s-a început a scoate, eu am spus, mașinile au fugit de acolo. Am cerut de urgență să duc ăștia de la inspiriște cu la poliție economică să ducă de urgență acolo la fața locului să oprească toate lucrările astea, să constatăm și să mă iei și pe mine, să mă chemi la fața locului, să mergem. Ei s-au dus singuri. Au constatat, au fotografiat, au pus acolo, omul cealaltă care era cu varul a spus că el varul ia ca nu-l scoate, că n-are mașini, n-are șelec, mașinile le-au adus. Pe urmă, el după și poliția au făcut documente, grupa de oameni au fost ascunși acolo undeva și de într-o casă și au venit pe urmă și au scos noapte, au scos varul și l-au pus sub peliculă, după și l-au pus sub peliculă, noapte el l-a încărcat și l-a dus de acolo, varul a fost dus. Eu nu putem să. Poliția ne-a dat răspuns, faptele, domnul Petrovici, acum, ne-a dat un răspuns. Poliția economică a fost la fața locului. Faptele domnul, nu s-au adeverit. La fața locului, da, am să spun acum, am să spun. La fața locului. L-am cerut, ca să aveți toate documentele. Poliția economică ne-a dat răspuns, înțelegi? Un răspuns, că inspectoratul de poliție vă informează că înștiințarea telefonică dumneavoastră înregistrată Iednițe P sub 1396 de 26.04.2019 s-a examinat. În faptul examinării materiale date s-a stabilit că cuptorul sau groapa menționată
În înștiințare telefonică dumneavoastră este clădită de către Grip Gheorghe și la momentul verificării un cuptor nu se petrec careva lucrări de călicinare a varului. Eu nu mă înțeleg ce răspuns. Varul deja era ușa de gata, ars. Dar el îmi spune nici că nu se petrec nici careva întrebări. Totodată a fost verificat proveniența a pietrii sparte la cetățeanul Grip Gheorghe. În urma verificării s-a stabilit că piatra a fost procurată conform facturii fiscale seria numărul cu tare de la din martie. Au avut documente din martie, au avut documente din aprilie până la data de 9 a 4 2019. Când deja acolo au ars, alt cuptor era ars, dar acum Gheorghe Grip a pus aceste documente, le-a adus că el are piatră de la Orhei. 4 documente au arătat acolo, dar eu socot că aceste documente sunt false. Dar până ai zis, mă, că ai sunat la Orhei și i-au spus că nu vând piatră. Eu am sunat la Orhei, nu vând piatră, dar acum mi-au spus că duc de la Mașcăuți. De acolo aduc piatră, la Mașcăuț. Eu nu pot controla. Auzi, Mașcăuțul cu asta, eu nu pot să-i învânzez să-i verific. Este poliție, este procuratură, ei trebuie să-și facă datoria până la capăt. Ei mă trimit pe mine în judecată, îmi dau alt răspuns. Dacă nu ești de acord cu răspunsul care ți-l-am dat eu, mă tap merge în judecată. Eu pot să merg atâtea, uite-te, nu mă zici de răspunsuri am eu falsă de la comisarul raionului Iedniță. La comisarul raionului. Eu trebuie să merg în judecată dacă nu sunt de acord. Eu i-am spus comisarul raionului Iemis, domnule comisar, eu am făcut înștiințare la Târnova. Uitați-vă aici, la Târnova. Se vede la tine la camera, nu eu. Se vede. Iată, am făcut înștiințare. Ar două groi de var. La Târnova. Am primit răspuns că nu este adevărat, domnul Petrovici. Acolo am băieți tot care lucrează în poliție, băieți care știm de-a dat, dar am făcut fotografii. Trebuie să-și mi-l-a dat mie, domn Petrovici, este în gropi de acte la acolo. Comisarul are, dintr-o asta, are un venit foarte gros din partea asta. Două grămezi. Și șede aici, uitați-vă, vă dau și altă fotografie aici să vedeți. Șede mașina de la poliție, filmează și el îmi spune mie. Mi-a dat informații comisarul că nu este adevărat, domn Petrovici. Cum nu este adevărat dacă... Aici este mașina de la poliție și de acolo și-a filmat că desfichină se petrec lucrările. Din asta faci mata concluzia că poliția raională protejează mafia varului? Da, este adevărat că ea protejează, este în astea și protejează varul, asta, mafia, este asta. Este ei se ocupă cu treaba asta. Eu am documente, am dovezi, nu vorbesc de altă parte, înțelegeți? Iată, îți arăt, aici este altă, încă altă parte. Chiar șede mașina de la poliție acolo și-o filmat și el îi spune că faptele nu se adeveresc. Înțelegeți? Asta este o încălcare, înțelegi, grosolană a comisarului, unde a cerut să-și dea demisie pentru neglijență în serviciu și abuz de putere. Iar nu mai am chip atâția ani de zile, când eu val cu varul ăsta și nimeni nică nu iau măsuri. Sute și milioane de lei spală numai într-un sat, satul Trinca. Primarul de la Trinca este legat cu procuratura, cu justiție, cu judecătorii și cu poliția din Iedința asta. E totul e o mafie puternică. Și nu numai aici. Dar pe aici nu sunt bani spălați, bani existenți spălați. Aștia sunt bani furați din patrimoniul natural. Acolo, dar piatra din defileul Trinca nu trebuie scoasă pentru că iar e protejată. Ei totuși o scot, o prelucrează și o transformă în niște bani murdari. Nu sunt bani spălați, bani publici pe care i-ar deturna și iar... Nu spun că sunt bani publici, bani niște să mă... Aceiași istorici în raionul Briceni, cu domnul Pleșca, este comisarul acolo, aceeași legătură. Aceleași mafii și cu domnul Pleșca, pe 2 ani de zile, se cară lemne, staie din raionul Briceni. Cară lemne cu mașinile, noaptea, ziua, aduc aici și fotografiază și îmi dau răspuns, același răspuns. Da, eu conform legii,
El mi-a spus, am neaclat de la mână și mi-a munit o dovadă. Am spus, dă-mi domnule fotografie, că este în sat Corjăuți, la fiecare periclostru este cameră. Și am făcut în științare. Mașina o mărs prin cameră, o mărs de acolo. Dați-mi fotografie. Eu nu am dreptul la asta. El are drept, mi-a dat un răspuns scurt și clar. El are document la mână și mai mult nimica. Nu mi-a spus. Asta e tot clar. Asta pot să duc să iei la grădinița de copii, la copii, să iei, dar nu să iei ei. Eu, slava Domnului, eu am trecut pentru astea 4 decenii am trecut. Eu știu cum se controlează documentele și cum se verifică. Și de aceea aș cere și domnul comisar raionul Lubriceni, domnul Pleșca, să-și dea demisia, că acolo este în pădure de la Balasnești. Și nu-i pădurari, dar zam comisarului de la Briceni. Cum să-mi dea mie un răspuns dacă scară să vezi niște mașini încărcate cu 3 metri lemni scladometri de la bord, ni legate, nimica. Nu-i pentru așa că cară, dar puneva o cărnitură, ori faci, ori călișii oameni, o roșii de oameni nevinoveți. Și nu-mi dau nici o răspuns. Comisarii ăștia ce sunt proprietarii raionului, nu există șef deasupra lor, nu există structuri de stat alternative care se verifice, inspecție ecologică, domnule, procuratură, sau îi protejează mafia de sus de la Chișinău? Tătă mafia de sus, este domnul Pichis, că după cum am înțeles eu, domnul, dacă eu am făcut până la anul nou, am făcut 5 întrepelări la Ministerul Anticorupției, la linia fierbinte, am rugat pe oamenii și ei, că la voi lucrătorii sunt corupți, dacă voi sunteți lucrători la Ministerul de Interne. Lucrătorii voștri sunt corupți. Eu vă rog să veniți la fața locului, să ocupă cu mafia, cu narcotica, să vă ocupă cu rachiu, să ocupă cu toate acestea. Veniți, nici unul Oleg până în ziua de azi nu vine la Petrovici acasă. Nici unul nu a fost. Acum am făcut a doua oară, acum am făcut iar din nou. I-am făcut un domnul care conduce o treabă așa la aluia, care cu corupție. Eu nu mă le fac în științare, că la ediție este așa și gata, și de la Chișinău, și el la comisar, iau și strigă Petrovici de acolo, ia de mără de parale în coașe. Altă nu-i nimic, eu îl înțeleg, înțelegi, pe domnul care a fost ministru, cum e familia lui, Riceanu. Eu am vorbit cu Riceanu, domnul Riceanu nu merită domnul Rus să fie comisar în 2012. Totuși eu am vorbit cu dumneavoastră, domnul Riceanu a găsit pentru așa că eu i-am făcut scocot, eu i-am făcut prețul mai mare la domnul comisar ca să devii comisar. Și totuși l-a făcut pe rusul Alexandru comisar. El dar are legătură mare, comisarul la Iedniț, la Chișinău are, fiindcă nu vine nimeni să controleze. El vine până la Iedniț și se duce înapoi. Și Petrovici șterg picioarele, nici nu vreau să grăiască, nici nu vreau să-l audă pe Petrovici. Dar tot e bun că îi deranjezi pe cei de sus și îi implici, pentru că asta crește prețul și până la urmă o să facă business-ul nerentabil și nu o să mai vrea să extragă var. Că interesul matalii să nu extragă piatră, calcar din defileul Trinca. Dar nu numai din defileul, de pe tot locul să-ți aduci piatră. Chiar las fie de unii nu ar și piatra să nu se aduci de acolo. De la Orhei nu se aduce atâta piatră. Piatra de la Orhei nu se corespunde varul de la nord. De aici, de la noi, voi colegi. Eu m-am dus acolo și am văzut, au poate acolo un metru, doi de piatră și-o pus-o în față ca să arate la poliție. Da, eu cunosc, înțelegi? Măcar că eu nu s-a auzit, eu am trecut și trăiesc aici. Eu cunosc fiecare piatră care e de aici, care e de la Horghinești, care e de la Trinca, care e de la Zăbrișeni, care e de la Brânzăni. Avem pățirete unde este piatră de var. Ia ca de la Beleanis, piatră de var nu e bună, de la Briceni, în parte și Vartă de piatră de la noi, de la Brânzeni, de la Volodeni, de la Horghinești și Trinca. Asta este cea mai bună piatră pentru arderea varului. Iată cum s-a gătit, groapa a gătit de ars. Vine azi la fața locului, la sară măsură, ploaie la noi, a fost o ploaie torențială, o mărs. Aduc lemne din pădure. Ai văzut ce lemne groase acolo sunt? Tăti din pădure le aduc cu busul noaptea. Aduc cară, taie lemne din pădure și aduc, înțelegi? La sară m-a sunat pe mine, domn Petrovici, ia ca busurile au adus, ei de-am desticat noaptea de stică lemne, piatra au adus noaptea seară, iar din nou fac altă groapă acolo clădesc. Și asta e în legătură cu poliția. Poliția nu-i poate prinde, poliția nu-i deloc, îți zici la fața locului. Nu lucrează poliția, nu-și face datorie. Degeaba avem și le plătim bani la aici. Degeaba le plătim bani și strigăm, îți zici că avem poliție, avem procuratură. Avem tot, dar numai își fac buznarele, îți bat buznarele cu bani. Aceeași istorie și la Iedniț. Am crezut că a venit un procuror nou, zam procuror, și am zis,
Dar eu când o sun pe dâns, când am picat în bătaie și ei acolo, când au venit la mine și eu sun procurorul, dar el pune tot, dar nu te aud, nu te aud, domn Petrovici, și este unul rusul venit acum la Iedniță. Eu am zis, dai cu cine vorbi, ei stăți în legătură, tăți o șaică, tăți o bandă, tăți o bandă, gata, nu mai pot vorbi nimica. Acum am sunat ieri am făcut legătură la linia fierbinte la aici, la Cineaua de la Chișinău. Cer să vii o comisie de la CNA la fața locului, înțelegi că domnul comisar și cu colesnic și cu primarul de la Tringa trebuie să iei puși încătușați și duse pe liceanul 13 acolo și să iei măsuri, înțelegi, ei sunt de vină. Milioane de ei sunt spalate și nimeni nu e răspuns, nu e măsuri nică. Nu știu, aștept răspunsul de la aici, mi-a spus că să vorbească cu șeful și ar să vii o comisie la fața locului. N-am nimic, dar am vorbit și am fost cu Sisu, am vorbit de-am cu Sisu. Sisu a spus că ar să vină în parc la față, a fost și a vorbit deodată, pe urmă, acum el nu se implică. Eu știu ce are el, Sisu, știu regulile lor, dar eu am făcut pentru așa situație, am fost, că viața mea este în pericol. Viața mea este în pericol, eu sunt unul care răcnesc, dar am oameni împrejur care lucrează cu mine și se uită la toată treaba asta și se face. Domn Petrovici, răcnești? Dar văd că nu se face nimic, nu se urnește. Nu se urnește eu bani, de atâta nu se urnește nimic. Oamenii se miră care lucrează cu mine, se miră oamenii. În sat, am băieți tineri, am oameni care se mă susțin, înțelegi? Cât poți să răcnești atâta, cât să răcnești atâta Republica asta? Am gândit cu domnul Vasile Năstase, ea ca de grabă poate săptămâna asta, dacă a venit Cornelia Cozonac, să facem materialul, să ieșim la 60 de minute, eu vreau să merg la domnul Vasile Năstase, rugat să te invit și pe tine.